Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un episod de CSGO Prime Hacking. Bă fraților, după cum v-am promis, a trecut ceva timp de când v-am promis chestia asta, v-am promis că la 1500 de like-uri la episodul de pe Mirage o să vă las... în descriere, sau nu neapărat descriere, pe video, oriunde o să vă dau 3 licențe. Eu am hotărât de data asta să le pun din nou în video, ca în episodul trecut în care v-am dat licențe. Și nu mai am gloanțe, așa e? Nu mai am 5 gloanțe. Mai am 5 gloanțe. Ok, low HP, hai. Hai că câștig runda asta, că e un pic intens și vă spun tot ce am de spus, pentru că na. Uleu, nu mă lua. Luăm tech-ul ăsta. Yes, bine mă, GG guys, GG. Bă fraților, hai să facem și la acest episod 1500 de like. What the fuck, nu știu dacă auziți și voi chestia asta. S-au auzit o chestie ca o dronă ceva, what the fuck. Cred că e de la căștile mele totuși. Bă fraților, o să aveți pe ecran ascunse random un videoclip. Deci trebuie să vă uitați la tot videoclipul ca să le găsiți. O să aveți ascunse 3 licențe de Unity. Go big guys, go big, stai. Go big guys, go big. Ok. O să aveți 3 licențe de Unity ascunse, așa că cine le găsește, l-aș ruga să le scrie și în comentarii ca să văd dacă chiar le-ați găsit. Și da, momentan nu sunt acasă, de aia nici n-am mai postat, nu știu, 2-3 zile, nu știu exact cât n-am mai postat. Ilie acum e la Kineto, deci nu poate să vină alături de mine pe videoclip, din păcate. Aoleu, aoleu, mă rog pe ăsta, am crezut că mă rog pe ăsta. De aia nu poate să vină la... meci aici cu noi, pentru că este la Kineto și am să filmez, mă, că el până vine de la Kineto, eu vă lăsam fără episod de iară și am zis, bă, fraților, hai să mai auziți și voi ceva de mine. Eu momentan sunt plecat la sat, o să stau câteva zile aici la sat, dar stați liniștiți, mi-am luat setup cu mine, mi-am luat absolut tot. Eu așa fac tot timpul, când plec undeva, mi-au tot setup-ul, efectiv, tot, monitor, PC, tastatură, mouse, microfon, absolut tot îmi iau cu mine. Pentru că, na, nu-mi place să stau fără să filmez, nu-mi place fără să stau fără, na, să interacționez cu voi, să zic așa. Bă, fraților, acum câteva zile am primit un super cheat. Nu o să vă spun ce cheat, vă las pe voi să ghiciți în comentarii. Am primit un super, super șmecher cheat și aș vrea să fac și live-uri cu non-prime hacking și toate nebuniile. E un cheat super bun pe HVH, atâta vă pot spune. Și o să fac și live-uri, nu știu dacă azi neapărat, dar o să fac zilele astea 100% live cu non-prime hacking. Să dăm acolo de HVH-uri, de alea. O să fac și episoade la non-prime. Deja mi-am cumpărat un cont de non-prime cu rang 2, am dat cred că 60-70 de cenți pe el. Și aștept să... să am cu cine să joc, pentru că eu dacă joc singur pe contul de non-prime nu o să dau, nu știu, tot timpul se întâmplă așa la mine cel puțin, nu știu dacă și la voi e la fel. Eu când vreau să dau decodați într-un match, să mă joc cu ei, să-i rup, să-i așa, nu știu ce, nu dau. Și când joc pe contul ăsta main, pe care, da, joc și eu cu cheat-uri, dar nu joc așa de obvious și am 300 de win-uri și nu vreau să risc contul ăsta absolut deloc, adică să dau obvious și chestii de-alea, tot timpul dau decodați, nu știu cum se nimerește tot timpul chestia asta, dar așa se întâmplă de fiecare dată și... ce să zic acum, bă, băieți? Dau decodați numai că nu vreau. Știți ce zic? Sper să iau rank up în meci. O să ar fi un meci de rank up, mai ales că nu prea e meci de rank up, nu știu ce să zic. Ăștia au rank-uri cam micuți, uite, Golova 2, Golova 2, Golova 3. Bă, nu știu ce să zic, mă, băieți. Și da, tot încerc să-mi fac așa un program, nu știu, spuneți și voi care ar fi cea mai indicată oră la care sunteți voi pe YouTube să fac live-uri, pentru că na, la ora 6 na, pot și eu câteodată, dar câteodată nu pot. Și aș vrea gen să mă mențin cu o serie de live-uri zilnice, adică să nu... Asta a dat smoke-ul de sus, ok, a dat smoke acolo, dăm așa un pic. Mamă, mi-a dat mare flash-a meu în față. Nu, cum am putut... Asta mă moare, eram sigur că mă moare, că am tras foarte praf. Eu acum câteva zile am dat un 1v1 și cu un hater, bă, băieți. Da, stăteam pe Ome TV seara cu Ilie și am dat de un hater de-a meu, să zic așa, adică... omul mă înjura, mă pui mei că joc cu cheat-uri, că spraf fără coduri și omul era level 6 pe Faces sau nu știu exact ce-o zis și nu mai știu cât avea Legendary Eagle, Matchmaking sau ceva de genul și am dat un 1v1 cu el și m-a bătut la limit, era 16-14, din păcate am avut și eu un meci mai prost, dar na, mă înțelegeți și voi pe mine, n-am mai jucat să zic CSGO legit de nu știu cât timp, bă, dar având în vedere că am putut să mă apropie așa de mult de câștig, adică 16-14 până la urmă, adică mă rog, 14 pentru mine, 16 pentru el, mamă ce wallbang și-a luat ăla. Având în vedere că am putut să mă apropie așa de mult de câștig cu un Legendary Eagle și level 6 pe face, eu zic că încă mă mai mențin așa la puterile mele de jucat. Nu știu, cred, nu știu dacă mai am video în PC. Cred că nu știu dacă mai am video sincer în PC. O să mă uit să văd, dar dacă o să am video în PC, o să vă atașez o mică secvență la finalul acestui videoclip din acel 1v1, dacă vreți, nu știu. Vai, și era aproape asta să ia runda. Băgam ea și picioarele, mă.
Numai un pic, bă, băieți. O să vă pun acolo la finalul videoului acesta o mică secvență din... Sau pot să vă pun totul 1v1, adică nu tot, că eu am filmat cu Shadow. Mă rog, am filmat, eu nu filmam în momentul ăla. Numai că efectiv am dat F10 după ce am ieșit de pe Discord cu ei, că eu aveam partajare, că m-au pus băieții să dau partajare ca să vadă că nu joc cu coduri și... N-am vrut să vadă că filmez și aveam F10-le, adică ăla care salvezi ultimele 5 minute jucate și am doar 5 minute de gameplay, practic. Boost me, please, boost me, thank you, thank you. Aveam doar 5 minute jucate, practic, de 1v1 cu el și... Ok, încerca și tu să-mi dau. Mamă, dar ăla a venit fix pe mine, trăiți iar familia. Ăla nicio șansă nu mi-a dat. Opa, mi s-a părut că am văzut ceva acolo. Oho, nice one tap, man. Nice one tap, man. Bă, nu știu dacă-l văzusem eu neapărat pe ăla, dar... Oh. No. Ok. Ăla așa no scope. Ah, nu și-a la no scope. Băgam i-aș... What? Ok, l-am luat eu cu un one tap frumos. O să încerc să fac mai multe kill-uri meciul ăsta ca să iau rank up. Neapărat vreau rank up pe contul ăsta, pentru că practic ăsta este contul meu main pe care încerc eu să-l aduc în global și încerc să demonstrez că, bă, frate, și cu cheat-uri se poate să faci globalul fără să-ți iei bani sau fără alte chestii de-astea, fără să bagi regiu, fără nimic. Se poate, mai greu, ce-i drept, dar se poate. Mai ales pentru că de la rank-uri de alea de Legendary Eagle în sus o să dau deja de rage, că de nebunii de dalea, dar atunci o să încep să joc doar un meci pe zi, pentru că știți că de obicei la 11 reporturi se intră în Overwatch. Acum depinde, trebuie să aveți foarte multă grijă când vine vorba de astea 10 reporturi, pentru că uite, tu de exemplu puteai să joci un deadmatch înainte și să fii uitat de deadmatch-ul ăla, sau pe un server comunitar, știți, pe un server de pe comunitate, nu știu, pe o arenă, ceva și alea, și dacă ții un report acolo, din păcate reportul ăla se pune și la matchmaking și dacă tu uiți de chestiile alea și ți-ai luat report, boost me, please, boost me on mid. Eu am microfonul, cred că închis pe ăsta. Ok, mamă, ce headshot a luat ăla, să moară Jaxana. Și dacă... Dacă tu ești de chestia aia și ai intrat la matchmaking cu Rage-ul, ai toate șansele să îți iei Overwatch, din păcate. Hai să verificăm pe aici, nu-i nimeni. Verificăm și aici, deși știi... Ia uite-l pe ăla, coaie, nu mi l-a văzut ăla, ești nebun la cap. Da, eu nu știu, am verificat toată partea asta de la mașină, n-am verificat-o, fuck me. Și runda asta e pierdută, bă, dar voi observați că eu tot timpul când mor, ăștia pierd runda. Na, și-o venit și ăsta din stânga și l-o omoră, fuck. Bă, da. Eu acum momentan sunt la orele online, deci sper să nu mă întind prea mult cu meciul ăsta, pentru că problema e că, na, eu sunt în oră și o să trebuiască să mă mut la următoarea oră. Nu știu exact cât e ora acum, 9.39, deci eu practic mai am 21 de minute ca să termin meciul ăsta, ca să pot să mă mut la următoarea oră. Nu știu, mă, la voi cum e cu orele online, bă, băieți, vă plac orele online? Nu știu, că personal mie e bine, la mine e ultima zi din semestru, ultima zi în care fac ore propriu zis, după aia intru în practică, că eu sunt la un profil de ăsta electronică și automatizări, unde facem chestii de astea despre calculatoare, despre șmecher, avem și materii de astea cu componentele hardware, cu nebunii la calculator, la alea. Îmi place, dar nu știu, unele, adică, uite, de exemplu, noi la materia asta care e specială, mamă, mi-a dat-o prin smog, bine rău de tot, care e specializată pe chestiile astea de calculatoare, face materie de acum 20 de ani, bă, băieți. Deci nu mai există multe, multe chestii pe care le învățăm acolo și... Na, ce să mai zici acum, că nu-i nici vina profesoarei săracă, că ea predă materia pe care o știe și materia pe care e obligată să o predea, dar e un pic așa... Nașpa. Că tu să te pricepi, adică eu mă pricep cât de cât la calculator. Eu mi-am făcut singur calculatorul, eu mi l-am upgradat singur, eu fac absolut orice legat de calculator. Eu mi le repar singur, am avut într-o seară o problemă cu nu știu ce lup la placa de bază. Băi, băieți, am stat 3 var familia, cred că, hai de capul meu cât am putut să stau. Ore în șir am stat să... Am rezolvat, frate. Am rezolvat, deci eu am rezolvat absolut orice probleme. Și să vezi ce predă. Și stai seama că dacă te pricepi, te crucești. Adică, bă, frate, chestii vechi de 20 de ani, nu eram eu născut când erau chestiile alea pe calculatoare și tot felul de nebunici de alea, în fine. Mă rog, sunt unele chestii chiar interesante. De exemplu, nu știu, când ne mai pune să dăm exemple de procesoare cu specificații, cu alea, cu puii mei, alea mai zice, așa că na. S-o învăța și profesorii ăștia cu procesoarele mai noi, cu nebunii, dar în rest, nu știu ce să zic, e mai complicat, bă, băieți. Nu știu, la voi cum e, școala online, vă place? Cum e? Că, bine, eu m-am zis acum mai mult de școala normală, ca să le făceam și la școala normală. Acum, când vă întreb pe voi, mă refer strict la școala online. Cum e? De exemplu, la noi aveam o profesoră de mate înainte, acum s-au schimbat profesori. Unii profesori s-au schimbat la noi, dar aveam o profesoră de mate înainte, care ea se punea să predea. Și, nu știu, avea net prost, laptop prost, nu știu de pe ce făcea ea. Nu știu de pe ce făcea ea ore sau nu știu ce, dacă ea asta AVP-ul.
Nu e niciun AVP, mă. Ia uite, mă, i-a luat AVP-ul. Give me AVP. AVP. Give me AVP, man. Thank you. I kill him. Look at me. Look at me. One tap. One. Oh, no. I want tap. Nice, man. Good job. Ok. Și na, zicea că nu, că eu vă aud bine pe voi. Voi nu mă auziți bine pe mine, e de la voi problema. Adică e problema de la 28 de elevi dintr-o clasă. Dar nu e problema de la tine, niciun caz nu să fie problema de la tine. Toți au aceeași problemă, ia 28 din clasă. Toți au aceeași problemă la net. Dar ție-ți merge bine. Și na, unii mai sunt căpoși, n-ai ce să faci, n-ai ce să faci. Dar na, noroc că s-a schimbat puii mei. Și cam atât, am, cam astea au fost problemele mele, bă, băieți. Am a trebuit rândul vostru să-mi spuneți în comentarii. Nu o să vă spun ce cheat am primit, pentru că vreau să ghiciți în comentarii, dar momentan am trei cheat-uri, ceea ce mă mulțumește, pentru că acum două săptămâni stăteam cu două cheat-uri. Ce cu două? Cu un cheat, că aveam doar Unity. Stai un pic. Nici măcar Getrect nu l-aveam. Stăteam cu un cheat și acum când mă gândesc că am trei cheat-uri, am Unity, Getrect și șmecheria pe care am primit-o și nu o să vă spun de ea până nu o să ghiciți. Ah, dacă îi dădeam jump shot-ul ăsta. Ok, încă un umor. Let me ace. Do you hear me? Let me ace. Ooh! Nice! Did you saw that? Oh, yeah, ok. Mamă, era în viața mea. Fuck! Mamă, ce frumos nou scop a fost ăla. Boost me mid, please, boost me mid. O să... dau acum un pic pe mid, bă, băieți. Bă, hai că-mi place. Ok. Who? Doamne, bă, băieți, nu se poate, bă, când îmi zic băieții de reporter de astea. Bor. Of course. Yep. 1. Hai, dă-i stupic, mane, dă-i stupic, opa. 2. 3. Mamă! Ce li-o dau? Save one for me. Ok, sorry. I save one for you, man. Hai, bă. Am vrut să-i dau un scop la meu. Bă, băieți, ăsta e cel mai bun meci al meu, bine, adevărul e că nici n-am dat noi de cei mai străluciți adversari. Nice. Oh, no, man. I saved one for you, why you didn't kill him, man? Băi. Băi, frate, băi, băiete, băi. Doamne, Iisuse. Hai să mergem pe B, mă, că tot pe mi, parcă e prea rău pe-mi. Bă, nu știu, sper să fie un meci de rank up, dar dacă stau să mă gândesc, eu n-am ieșit din niciun meci pe contul ăsta. Eu acum stau să mă gândesc, eu tot mai fac porcării de astea, mă mir de ce nu mi-au rank up, dar eu de fapt cu o zi înainte ieșisem dintr-un meci că m-am plictisit sau nu știu ce, sau că am mai pierdut, bine, de pierdut n-am prea pierdut meciul pe contul ăsta, vă zic sincer, de când am cumpărat, ok, nice flash, de când am cumpărat contul ăsta n-am pierdut niciun meci pe el, vă spun sincer. Ah, fuck, l-am ratat. Ah, mi-a dat grenada aia fix în față. De când a cumpărat contul ăsta, niciun meci n-am pierdut pe el, vă spun sincer chestia asta și așa vreau să rămână chestiile. Unu mort, doi morți, mamă, dar le-o dau bine. I don't know, man, I'm just good, man, good as fuck. They are not moving, man, they are just shooting me and stay at the same place, man. They are not strafing or something, they are silvers, what the fuck. Mamă, acum încerc să bag scheme de alea Jaxi cu strafe-uri, cu nebunii, cu alea, că știu tutorialele alea lui Jaxi, mă, să, de, cred că n-aveam hack de când a făcut Jaxi. De fapt, nu, nu. Yeah, bro. I'm the best AVP player in the world. Mamă, mă mir că nu și-a dat nimeni seama că am hack, că de obicei când dau așa de obvious cu AVP-ul, își dă-mă seama. Ia, am prins animația astea, șmichere. Boost me mid. De obicei când... Yeah. Hai că mi-e să răgâi, bă, băieți, și nu vreau să răgâi pe video. Asta n-a trebuit să se întâmple, mă scuzați. No! Oh, no, I got killed, fuck. Mamă, și-am vrut să-i dau un scop și m-a omorât. Și acum o să pierdem runda, fiți atenți, mă. A, dar mai sunt doi în viață, e clar că o să pierdem runda. E clar. Bă, e unul sus cu aia, n-ai așa. Bravo, man, good job. Ok, hai să vedem. Aici, oa. Hai. Hai, uite-te în smoke. Uite-te și smoke. Oa, Gerici. Ah, fuck. L-a omorât. Așa, uite-te, omoară-l pe ăsta. Bravo, că m-am menit. You got this. Bravo. Dă-i un... Ah, a crezut că are nade să-i... Are și nade, mă. Reload, man. Nu. He's low HP.
Nice, you got this. Good job, bro. Good job, bro. Mamă, hai că a jucat bine Boggy ăsta. I-a dat un hit de Deagle și după i-a dat grenadă în față și gata, a fost treaba. Hai că mi-am și un AK, că am jucat doar AWP tot meciul, bă, băieți. Yeah, bro. Am jucat doar AWP meciul ăsta. Mai schimbă și noi un pic pe AK-ul ăsta, că e Jaguar, dar nu-mi place Jaguar. Nu e AK Asimov, nu e? AK-47 Am zis Asimov. Gata, mă, băieți. Prea șmecher, uitați-vă la el. Uitați-vă cât de frumos e, mă, băieți, mă, n-aveți cum să nu aveți. Dar cât costă un AK Asimov de ăsta? Ia spuneți-mi și mie, vă rog. Că știu că există, dar nu știu cât costă. Dar e genial, să mori. Uitați-vă la el cât de bine arată să joci cu arma asta, mă. Nu doar să dai numai cap cu ea, ești nebun? Păi e casă. Ok, they have op. They have op. No, no. Ah, fuck, one box. Is it the box, man? I don't know what that place is. But it's a box. Bă, mă mir că nu mai zice Boggy ăla nimic, s-o fi prins, că am cost și s-o supărat. Yeah, quad box, right. I don't play on cash so much, so I don't know all the locations. Just made it up, bro. I don't know either. Nu știu ce zice ăla acolo, dar... Yeah, of course. But just get this round, ok? Come on, we can do this. Mamă, dar dați-i ce-i carpă ăștia. Deci eu 25, baghe ăla 15, 6, 6, 4. Ăia, uitați, ăia toți se echilibrează de la ei. 8, 7. Nu, frate, la noi 25, 15, 6, 6, 4. Noi nu prea suntem echilibrați, bă, băieți. Și... na. Băieți, și voi ceva, mă, de ce mi-ai eu bani? Pentru că eu încerc să câștig fiecare meci, pentru că până la urmă ăsta e scopul meu, să câștig fiecare meci, să nu pierd. Eu sunt băiatul care nu pierde. Eu sunt băiatul care nu pierde și ăsta avea AWP. Oh, avea AWP, frumos, frumos. Mamă, ce head. Ce head i-am dat la ăla să moară Jaxana. I-am dat mare backtrack, mare de toate, ești nebun. I-am dat mare de toate. Și da, acum momentan trebuie să-mi caut un cont de Prime pe care să joc cu abonații, pentru că eu nu am cont de Prime pe care... A, ba da, de fapt am de la abonatul ăla meu, dar nu știu dacă mi-l lasă mie. Deci o să probabil că o să încerc eu să-mi cumpăr un cont, o să-mi caut un cont pe LOLZ. Dar e super greu, gândiți-vă că eu și pe cont, pentru contul ăsta, deci eu să-mi găsesc contul ăsta pe LOLZ, m-am stat vreo 3 ore, nu vă exagerez, 3 ore. Am căutat în continuu prin alea 14.000 și ceva de conturi de CSGO cu Prime care ăsta. Am căutat 3 ore, am dat scroll, intram pe fiecare, mă uitam la detalii, la pizda măsi, la ce mai fi acolo. Și m-am chinuit vreo 3 ore să găsesc contul ăsta și... pe celălalt cont de Smurf, contul ăla pe care jucam eu cu abonații, am stat doar 20 de minute să-l găsesc. Am zis, bă, frate, oricum nu mă interesează, pentru că e cont pe care joc cu abonații. Ei bine, din păcate mi-a fost dat recover la el. Vedeți ce înseamnă, mă, băieți, să vă informați, să căutați de toate. Uite, la ăla n-am căutat nimic, adică efectiv am scris acolo Steam Prime Account și cam aia au fost. Și și-a luat recover, sorry. Și și-a luat recover ăsta... M-am căutat 3 ore, m-am informat, am văzut acolo ce înseamnă, ce nu știu ce, ce alea, încă n-are recover. Vedeți, mă, băieți, ce înseamnă să... Nice, good job, guys. Where's the last one? Ok, look at me. Speak me. Beg you, so you see me? You see me? I'm doing. Bro! Look at this, man, I'm the AVP god, man. I'm the AVP god. Ha. AVP god, bro. Mamă, ce am dat-o ăla frumos. Bine, eu nu mă mir deloc, dar am zis să mă mir pentru ăsta ca să vad. Mamă, 7 MVP-uri, 3 var familia. Păi eu din 11 runde, 7 le-am luat eu, mă, băieți. Mamă, că e bine, eu zic că fac 10 MVP-uri până la finalul meciului. 10 pe puțin. Mă rog, mai să don't say he cheat, I took it, I took 4 shots. Ah, ok. Îmi ține apărarea baghia meu. Și eu chiar am hack-uri. Săracul de el nu știe cu ce se confruntă aici. Deci eu chiar am cheat-uri. 1, 2, 2, yeah, bro. No, help me, they are on mid. No, one more coming from behind. No, green doesn't cheat. Mamă, nice, good job. Nice, baggy, my friend.
Nice, mamă, și-a luat ăla MVP 3, iar eu am încercat să nu joc așa de obvious ca să nu se prindă ăștia că am cheaturi. Și l-a omorât Boggy ăla, mă, dar stai, eu n-am schimb pe M4, eu acum observ eu. Bă, eu n-am avut niciodată schimb pe M4 pe configul ăsta. Da, mă, băieți, nu mai am configul la purple, să mor eu cât de prost pot să fiu. Eu, nu mai mergea Unity, îmi făcea Unity fițe, știți ce zic, Asimov. Oh, ce mi-a dat? Mi-a dat un cur, mi-a dat pe 250, nu, păi dă-mi-l mie, frate. Unde rămăsesem? Cu configurile. Știți că făcusem eu un config Raul 2 ca purple config. Ei bine, din păcate acel config nu mai este din cauza prostiei mele. Mamă! Ok, unul mort. Hai că o luăm așa încet, Ah, fuck, one more track. Nu știu de ce am zis track, că nu-i nimeni track. Ăla... Nu mai știu, nu mai știu locațiile pe cache, mă, băieți. Eu de când nu mai joc CS, nu prea mai știu locațiile pentru că... Vă dați seama, când joci cu cheat, nu te mai interesează de locații, de puii mei, de... Bă, ar trebui oricum să te intereseze mai mult de locații decât ca și cum ai jucat legit. Pentru că, până la urmă, când ai info cu wallhack-ul, trebuie să știi locațiile mult mai bine decât ca și cum ai jucat cu cheat. Bine, cam aceeași importanță au în ambele cazuri, dar uite, și cu cheat îți trebuie locațiile. Pentru că dacă tu ai wallhack și vrei să-i dai info la un quickkeeper, ce-i zici? Bă, vezi că e acolo, E, dacă știi locațiile, zici, bă, vezi că e jungle, vezi că e apartamente, vezi că e palat, vezi că e garaj, vezi că nu știu unde, știi ce zic, mă, băieți? Oh, thank you, my friend, thank you. Știi ce zic, mă, băieți? Deci contează, până la urmă, și când joci cu hack, mamă, mi-a dat și... Oh, thank you, bro, I love you, man. Hai să vedem. You want me to get a Zio skill? Yeah. Ok, I'm trying my best, man. Hai că o să iau un Zio skill. Let me go... Where? There be? Ah, e mid, mă. Bă, frate. Unu mort. Doi morți. Trei morți. Nice. Și acum o să iau un Zeus skill. Fiți atenți aici. O să stau aici. Ah, no! He's on mid. Nice. Good job. Ok. Mamă, 36 cu 8 am să moară familia mea. Cum naiba nu se prind ăștia ca în coduri? Dar și dacă îmi dau kick în ultima rundă, de noi șutesc în cur de tot. Mama mia, pizzeria. Ok, I'm going mid, 2A to B, ok? My friend Baggy and yellow goes B and blue and orange go A. Come on, we can do this together. We can do this, guys. Ok, nu știu cum te cocoțezi. Ah, ok, așa de easy, nici nu știam că e așa de easy. Mamă, uite că m-au ascultat, ești prost? Mamă, m-au ascultat băieții, unde să se ducă aici, nebun la cap. Yeah, I think they are A. Nobody mid, I think they are all A. No, m-am blocat. Hai, du-te, drecu. Ok. Fuck, what the fuck? Ok. One dead on mid. The Bambi say, right? No, I wanted to no scope him. Fuck me. Last one is on mid. I think it's going A or B, I don't know. I think it's going A. Nu, e pe mid. Am vrut să le dau fake info ca să nu se prinde. Puștu! Mamă. Stai că încerc să-l aud ca să le dau info la ăștia, că așa dacă le zic info după wallhack se prind cam. Go. Pic. Yeah, pic. No! Mamă. Și acum l-omoară Eze, la care avantajez de acolo. Doamne, dar și ăsta cum trage, zici că e lebeniță să mor eu. Bă, dar eu de ce am primit notificare? Eu mai am un tele... Am înțeles schema, bă, băieți. Eu aveam și celălalt telefon aici, eu folosesc un telefon pe post de webcam și un telefon pe post de telefon, adică e telefonul meu, știți ce zic? Și telefonul pe post de webcam aparent îmi trimite notificări, nu știu de ce. Adică am telefonul meu vechi, iPhone-ul ăla 7, l-am pe post de webcam, mi-am instalat RedCam-ul ăla și când am nevoie să vorbesc cu un prieten sau ceva pe Discord sau nu știu, o efectiv orice ai putea face cu un webcam, îl folosesc pe ăla, dar... nu știu de ce îmi trimite notificare random, că îmi trimite efectiv să iau de sunetul de notificare, dacă mă iei pe telefon n-am nicio notificare. Notificare! Ce headie am dat la ăla. Oho! One tap master, guys. Yellow track. I'm dat, nice, good job, guys, good job.
Mamă, 40 cu 9, am să moară Jaxana. Good job, mă, guys. Ce a zis, mă? Report him or what? You want AVP? I want to play Deagle, man. If you want, I can give AVP. We can go Deagle both. I'm going... Okay, okay. If you want. Here you go, Orange. Orange. Orange, come on, let's Deagle, man. Deagle, man. Ei! Cum a zis ăla în chat. Mamă, o să fac 10... Oh, he's streaming? Yeah, but he's streaming right now. Oh, one tap! Mamă, o să iau arma la asta, nu vreau să joc doar cu Deagle, că e prea obvious. Ah, și el ce avea? MP, mag 10 avea. Avea mag 10 omul meu, frate. Ok, are head, unul mort, doi morți, mamă! Nice match, guys, nice match. Hai, mă, am luat și o rank-up ăla. Am luat rank-up, bă, băieți, atâta zic. Forță rău de tot, 44 cu 9. Doamne, ce scor am putut să am. La fix să iau 100, eu Chinese letters, guy. S-a enervat omul meu. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Hai să dau și o disconnect. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Și eu sunt bucuros din inimă că am luat MG2 în sfârșit pe acest cont. Dați și voi acolo un like. Sper că ați găsit toți licențele de Unity. Chiar m-aș bucura să fi găsit mulți dintre voi licențele de Unity. Hai să dau și accept la asta, să nu fiu bulangiu. Sper că v-a plăcut acest episod. Dați acolo un like să facem 1500 de like-uri. Era să mor. Dacă mai vreți chestii de astea în continuare. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!